frumoasa și talentată interpretă Lenuța Gheorghiță, 2015 a fost un an fructuos, în care i s-a îndeplinit cea mai mare dorință. Însă interpreta nu se mulțumește doar cu atât, de aceea muncește, muncește și iarăși muncește. Viața asta e lăsată cu zilei bune și răli. De ești om cu judecată, poți trece ușor prin ele. Eu vorbă de când pământul, să te dai cum bate vântul. E o vorbă care îi spune, fii om bun și treci prin lume. Anul 2015 a fost unul productiv atât pe plan profesional cât și personal. Interpreta Lenuța Gheorghiță a reușit să-și atingă unul dintre vise și anume a înregistrat 7 piese cu Orchestra Lăutarii, condusă de maestru Nicolae Botgros. Ce pot să spun? 2015 a fost un an productiv, dacă vorbesc pe plan cel public, pentru că în 2015 mi s-a împlinit o dorință imensă pe care sunt sigur mai mulți colegi de-a mei și o doresc. Am înregistrat câteva piese frumoase cu faimoasa Orchestră Lăutarii condusă de maestru Nicolae Botgros și dirijorul secund Cornele Botgros. Pe această cale vreau să-i mulțumesc pentru că am înregistrat 7 piese la care țin foarte mult și sper să fie, chiar dacă sunt primele, să nu fie ultimele. Majoritatea sunt semnate chiar de Cornele Botgros, linia melodică, iar de text sunt semnate de mine și mai am și o piesă frumoasă pe care am înregistrat-o, o piesă biografică dedicată copiilor mei cu genericul Cum este să fii părinte, semnată de o bună colegă de-a mea, o bună prietenă și o cumetră, deja Doina Arsenie Grigoraș, care îi mulțumesc și ei pe această cale. 2015 a fost un an frumos și pe plan privat, pentru că deja am făcut Revelion și toate sărbătorile frumoase în patru, pentru că am acasă și un băițel. Mă bucur nespus de mult că sunt cu un statut nemaipomenit. Dacă până acum eram cu statutul de interpret, acum sunt soție, mămică, a doi copii minunați, am acasă o fetiță cu numele Magdalena și un băiețel cu numele de David. Am doi copii cu nume de Sfânt. Ce mai doresc copii? Poate dacă mai vine Barzan și în 2016, o să mă bucur nespus de mult. Magdalena, eu sunt sigură că își dorește, pentru că este un copil dulce, un copil bine educat și îi plac tot ce este legat cu copiii, când te distracți și mai ales că eu tot timpul îi zic, pentru că Magda e mai mare și deja știe a vorbi, și îi zic în fiice, zic că de mult mama iubește și că mama iubește până la soare și ea știe. O să găsesc timp pentru toți copiii. Cum e să fii în același timp mamă, soție și interpretă, ne spune Lenuța în clipele ce urmează. Toate femeile, asta ne este menirea pe acest pământ, să găsim un suflet pereche, un soț pe care o să te iubească, nu de asta că tu ești un artist sau ești un profesionist în domeniul pe care îl activezi. Și este foarte bine și este foarte important să fii și mămică. Eu încerc să îmbin cu brio toate, și statutul de soție și de mamă și de interpretă, chiar dacă mai am, de multe ori mai am și niște datorii față de melomane, muzici populare, atât și cea ușoară, pentru că mai am și niște piese pe care am zis că o să le fac și nu le-am făcut. Anul ăsta sunt sigur că o să le înregistrez. Fata și băiatul meu, darul de la Dumnezeu, botezați cu sfinții de nume mamă, oare cine-mi spune? Și crezi cu drag o fetiță, păr creți în obraj gropiță, și-un puiuț de băiețel, voinicel și zdrăvânel. Și crezi cu drag o fetiță, păr creți în obraj gropiță, și-un puiuț de băiețel, voinicel și zdrăvânel. În primăvara acestui an, interpreta ne pregătește o surpriză pentru noi, dar și pentru toți fanii săi, și anume câteva filmări în care vor fi implicați copiii Magdalena și David. Și mai am și un vis pe care sunt sigur o să-l fac. În această primăvară o să fac și câteva filmări frumoase, inclusiv și copiii mei. Pentru 2016, Lenuța Gheorghiță își dorește multă, multă sănătate. Interpreta susține că va fi un an plin de evenimente frumoase, printre care și cu mătria micuței Magda, la care suntem și noi invitați. Ca și fiecare dintre noi, îmi doresc în primul rând multă, multă sănătate. Anul ăsta o să fie un an frumos, pentru că în acest an Magda mi-a făcut 6 ani și o să facem și o cometrie frumoasă. Așa am decis noi ai casei. Copiii sunt botezați de mici, iar cu mătrii o facem când sunt mai măricei, pentru ca să înțeleagă și ei că vin ursitoarele, că vin clovnii, că vine toată lumea să-i spună la mulți ani. Și anul ăsta, chiar din data 1 iunie, fac
cu mătria frumoasă pentru Magda și o să am invitați inclusiv și pe voi să vă invit. Lenuța Gheorghiță participă an de an la concertul aniversal Firicel de Busuioc. Cu ce piesă ne va impresiona în acest an? Vedeți în clipele ce urmează. Am fost printre cele mai fericite interprete de pe la noi și la acest concert minunat de cernarea trofeului Firicel de Busuioc vin deja nu în primul an, ci deja de 5 ani la rând, consecutiv, și mă bucur nespus de mult că au încredere în ceea ce fac. O să vin cu o piesă nouă, cu titlul Dăruiește-mi cerul, muzică ușoară, semnată de Georgeta Voinovan, și sper să vă placă atât vouă, celor care vă fi în sală, și celor de acasă care o să privească. Sunt sigur o să fie un concert nemaipomenit, așa cum pe marca Busuioc TV. Interpreta are și un mesaj pentru toți telespectatorii de la Busuioc TV. Tuturor vreau să vă urez, pentru că suntem la început de an și toată lumea vine cu idei și gânduri și realizări pe care le și doresc să le împlinească. Vă doresc să vă fie împlinite toate visele, pentru că fiecare dintre noi avem și vise speciale. Vă doresc multă, multă sănătate, frumoase realizări, atât pe plan privat cât și pe cel public, și la mulți ani pentru toată lumea bună. Rămâneți alături de Busuioc TV. Bucuroasă râde fata, s-a mânălit cu tata, vorbărețul meu băiat, glasul meu eu i-l-am dat. Ei țin pe amândoi în brață și mângâi cu drag pe față, ei cuprind și le vorbesc să înțeleagă că iubesc.